Adeverește Duhul Sfânt, za omena tău de farnic la omena este. În această vreme, zice Domnul, strângeți rândurile la focul care vă poate încălzi. Lăsați-vă conduși de înțelepciunea care vine de la mine și nu vă folosiți de lucrurile care le cunoașteți și le aveți. Căci doar cel ce îmi cere putere va putea să înainteze în vremea ce vă stă în față, zice Domnul. Salvi, falminaie. Profitați de acest timp de har pe care îl aveți, că încă vă puteți întâlni. Căutați-mă, că eu mă las găsi de voi și vă dau putere de înaintare, zice Domnul. Pentru că iubesc ființele voastre și vreau să vă încălzez la focul puterii mele. Pentru că multe inimi sunt deznădăjduite, multe inimi au fost lovite de atacuri. Și multă deznădejde, frică a lăsat cel rău în poporul meu, dar ascultați! Ăsta-i planul meu, ca să vă fericesc, să vă mântuiesc, zice Domnul, să vă dezlipesc de pământ și de lucruri de care v-ați lipit și nici nu vă dați seama. Strângeți rândurile, zice Domnul, în casele voastre, împreună la altar cu copiii voștri. Și înălțați rugăciuni către Dumnezeul cel viu și adevărat, care vă poate da scăpare în orice împrejurare. Lumea și cei din lume aruncă de multe ori colacii de salvare pe care i-au auzit și îi vedeți. Dar cu tot cu ei lumea se va scufunda, zice Domnul, că ăsta-i planul meu. Dar cel care se încrede în mine va rămâne în puterea mea, va fi cu călăuzire în fiecare zi, va ști ce să facă, când să facă și unde să o ia la stânga sau la dreapta, pentru că datorită acestei puteri a Duhului meu eu voi lăsa călăuzire peste orice inimă sinceră, orice suflet căutător de mine și de împărăția mea. Luați aminte, zice Domnul, căci vă iubesc și vreau să fiți cu mine la masă și niciunul să nu lipsească. De aceea astăzi se strigă din cer: deșteptare, popor de legământ, că am un plan de izbăvire a cetății acesteia și vreau să-ți scot suflete la mântuire. Dar te întreabă oricare ești în mijlocul poporului: cum ești astăzi cu mine? Dacă astăzi aș veni, unde te-ai duce? Cercetează-te și fă pasul înaintea mea. Deci sunt gata să iert, să tămăduiesc, să botez, să vindec. Să cercetez mădularele și inima. Și acolo unde găsesc sinceritate voi lăsa puterea mea și discernământ, ca voi să vă puteți ridica și să fiți zidiți în mine în această putere care vă va ține în picioare în orice vreme. Întreabă-te oricare ești cum stai. Și toate lucrurile care îți vin în mintea ta, că ce-am pus împărăția mea în cugetul tău, și ce ai de lepădat, leapădă și nu mai amâna, zice Domnul, căci
căci mulți dintre voi știți ce aveți de făcut și de lepădat. Dar vine vrăjmașul mintea voastră și vă spune: las-o pe mâine, las-o pe altă dată, că se mai poate. Asta strică Duhul Sfânt, nu mâine! Era galata vara mainu și belainu sainu. Căci e o cursă a celui rău să amâni, căci nu cunoști ziua de mâine. Eu sunt cel care o cunosc și pot să o binecuvintez. Voia mea vreau să lucrez după cel ce se uită și cheamă putere să-i dau, amin.